Bună dimineața! Astăzi avem un tur către James Bond Island. Este 8 dimineața, este mult prea devreme. Am fost aseară în oraș și a fost crunt. Am ajuns foarte târziu acasă. Partea interesantă este că oamenii din turul ăsta vorbesc rusă. Noi nu știm dacă am luat un tur în engleză sau un tur în rusă în acest moment. O să fie interesant, presupun. Avem vreo 4 insule pe care le vom vizita astăzi pe lângă James Bond Island. Avem kayak inclus în program și la un moment dat o să avem și prânzul. Sper să avem și ceva de mic dejun, că noi n-am mâncat și n-avem nici mic dejun inclus la hotel. O să fie o zi lungă. Ne-au dat niște șnururi galbene ca să ne marcheze, ca și călători în barca lor, în engleză. Avem două tururi care merg în paralel pe aceeași barcă, unul în rusă, unul în engleză. Da. Ideea e că o să ne urce acum într-un autobuz dubios ca să ne ducă în capătul celălalt al pierului. Pare că asta e barca cu care o să mergem. Ba nu, asta e barca cu care o să mergem. Pare că avem și niște caiace pe aici, pentru că o să facem la un moment dat la două insule. O să mergem cu caiacul. Opa, așa. Și sperăm să avem și apă pe aici, pentru că noi nu ne-am luat de la magazin. Deci ne-a pus să ne ținem vestele pe noi pentru maxim 10 minute sau 2 minute, mai bine zis, până am ieșit din port. Și acum toată lumea și le dă jos, așa că trebuie să bem vestele jos. Mă rog, nu trebuie, dacă vrei să le dai le dai jos. La toată lumea și le dă. Hard working every day, I'm stressed out 24/7, babe. No timeouts. Wish we could fly away, you and I. Go to our favorite place. Oh yeah, yeah. Make special memories together. I'll be your company now and forever. Am oprit la insula Panac, se numește, pentru că aici vom face un tur cu caiacul către una din peșteri, se numește Bat Cave, peștera liliecilor. Și am văzut că ne duc ei cu caiacul, nu o să-l mânuim noi. Este cineva chiar aici care tocmai pleacă. Sunt foarte mulți oameni versus cât de puține bărcuțe au, așa că mergem pe rând. Sunt primii, nu știu, au 11 bărcuțe, merg primele 11 cupluri și apoi următoarele 11 și tot așa noi intrăm abia în a treia grupă. Suntem 56 de persoane pe barcă. Apropo de asta, probabil o să vă spunem mai spre final un pros and cons, așa, un, nu știu, argumente pro și contra tururilor acestora foarte mari. Noi am făcut o greșeală când am luat turul mare, într-adevăr. Suntem foarte mulți oameni și este foarte aglomerat și e ușor inconfortabil. Am luat ultima bărcuță din acest vaporaș și acum intrăm în peștera asta a liliecilor. Nu sunt sigură dacă o să avem lilieci. Ne-am spus că există perioade de timp în care nu se poate vizita pentru că este high tide și se inundă zona și pare că apa ajunge destul de sus. Cred că o să dăm o tură și o să ne întoarcem. N-am văzut lilieci încă. Dar mă bucur de faptul că nu trebuie să dăm noi la vâsle. Este mai eficient. Dar pare că băieții și-au frontale. Și o să ne arate chestii, sper. Ok, e un pic creepy. E o stalactit aici sus, care nu cred că se vede acum. Cred că o vom vedea când ne întoarcem. Dar miroase foarte urât. Miroase foarte urât. Nu știu, aer închis, mucegai și umezeală. Da. Și eu nu văd mare lucru, dar camera pare că vede. Ceea ce mă bucură. Uite, chestia asta seamănă cu formațiunile pe care le avem noi în peșterile. Cred că în Dâmbovișoara am văzut. De arată ca o cortină, așa, ca o draperie. Uite și acolo în capăt, uite ce coloane frumoase. Oh, sus liliecii. Wow, mă, ce mi sunt și ce... Da. Săracii, nu. Îi dacă le bagă aia în ochii, nu. Nu știu. Din ce știu eu, liliecii nu văd, nu? Ei nu funcționează, da, cu ultrasunete. Da, ai dreptate. E o fraier. Asta păi nu știu, întrebam, eram curioasă. Mă, uite ce... Uitați-vă că de jos e asta așa aproape.
Da, și ce mari sunt și foarte periculoase. A, uite și aici lilieci. Sunt peste tot, aparent. Se curățară la mic. Deci, da, îți dai seama, să facă pipi pe noi un liliac, probabil, acum. Dacă pică ceva pe noi în peștera asta, probabil de la un liliac. Apreciam lumina aia din ochi. Noi am avut noroc pentru că am intrat ultimii, pentru că literalmente suntem doar noi. Și mai sunt fetele, sau, da, fetele din față care erau numărul 23. Da. Na, plusuri și minusuri, că noi eram puțin mâhniți așa că am plecat ultimii, că ne gândeam că turul nostru o să fie cel mai scurt. Dar doar că nu e neapărat cel mai scurt, dar o să fie cel mai interesant pentru simplu că suntem singuri. Sau, mă rog, foarte puțini turiști. Ne lăsăm jos pentru că, după cum vedeți... Ah, eu m-am așezat pe celul talent. Da, da, stai bine acolo. Da. Ia, uitați-vă la Iulia. Nu stau foarte bine aici, mă rog, nu știu dacă văd ceva spune. Ok, mă simt ușor inconfortabil. Ok. Destul de jos. Aici nu pot să doamne niște, nu vine să cred. Și măcar nu mă gândeam vreodată că o să... Facem chestia asta? Da. Nu de alta, dar nu știu dacă ați văzut, există un documentar pe Netflix cu 13 copii care au rămas blocați într-o peșteră care s-a inundat în Thailanda cu câțiva ani. Nu crezi tu că n-ar fi o idee bună să vorbim despre asta acum? Mulțumesc, că apreciez soția mea, dragilor. Nu mai zic, l-am văzut și a fost creepy. Au stat două luni în peștera aia, oamenii aia. Ne-am oprit la a doua insulă unde o să mergem cu caiacul și s-au apucat să pregătească prânzul. O să-l filmăm acum pentru că noi iar suntem ultimii la caiac și probabil când o să ne întoarcem noi jumătate din, dacă nu chiar mai bine din jumătate din mâncarea, să fie deja mâncată. Au orez cu legume, niște aripioare prăjite, sosurile lor picante, ăsta nu știu ce sunt, cred că tot pui. Niște carne, cred că e porc la cum arată asta, aici nu știu ce, că nu îmi dau seama. Legume la abur, cred că sunt legume la abur ăsta. Noodles, onion rings, care la ei sunt de fapt aluat fără ceapă. Legume crude pentru salată și orez simplu. E bufet suedez. Suntem curioși să vedem cum o să decurgă lucrurile, pentru că teoretic ar trebui să aștepte până se întoarce toată lumea de la tur înainte să ia masa, dar nu cred că o să se întâmple asta. O să vedem. Am urcat pe caiac, suntem pe insula Koh Hong și o să trecem pe aici prin deschiderea asta, pentru că în celălalt capăt se află un fel de, nu știu, ce notă, i-aș zice? Cum trecem. Și iar trebuie să ne aplecăm ca să trecem pe sub ăstea. Mamă, la limită, la limită, la limită. Mă picură apă de undeva. Și o să intrăm aici unde este o deschidere. Și sunt copaci, e tare frumos. Arată, cred că așa... ar fi o paralelă. Asta este o cenotă thailandeză. Foarte frumos. Și apa este ireal de turcoaz. Și o să trecem pe acolo, cred că în partea cealaltă insulă. Cât stăteam să așteptăm să ne luăm caiacul, au zis că o să ne aștepte să terminăm cu toții turul înainte să mâncăm. Ceea ce o să fie destul de, adică nu ceea ce o să fie, ci ceea ce este destul de drăguț din partea lor. Wow! De frumos e tot peisajul ăsta. Sunt surprins de faptul că nu sunt mai maimuțe prin zonele astea. O să ajungem și acolo. Pare o mini plajă în zona aia unde sunt lianele. Foarte frumoasă chestia asta. Cred că este un fel de parc natural aici, de nu îi lasă să intre cu bărcile. Mă îndoiesc că n-ar găsi, adică pare spațiu acolo pe unde ar putea să intre cu bărcile mai mare, dar nu intră efectiv aici, nu ajunge cât cu caiacul. Da, probabil este un parc natural. Da, am văzut că pot să iei de la ei și supuri, stand-up paddleboard. Dar n-am văzut pe nimeni să le și închirieze. Este zonă protejată. Tocmai aici am întrebat domnul care ne plimbă cu caiacul și a zis că este o zonă aici unde se poate intra atunci când este apa, nivelul apei mai jos, când este low tide. Momentan este high tide și nu o să intrăm. Dar este atât de frumos. Nu știu că acolo este o cardiolă.
Cum a face el din caiac? Da, nu uitați-vă câte... de aici din spate. Doamne, cât de frumos e. Da, ne-a făcut poză, probabil o să nu... O să ne vândă mai târziu. Așa funcționează oamenii, să-și fac și un ban. Și te și în dreapta acolo. Sus. Chestiile alea? Nu, în dreapta, e stânga. A, păi eu credeam că dreapta în zona în care mă uit eu. Nimerise în dreapta de data asta. Nu știu dacă ai văzut. N-ai apreciat appreciation post. Nimerise în dreapta, da. Nu, am văzut în cazul în care n-am arătat barca până acum și uitați-vă ce scoate pe acolo. Dumnezeule mare. Op. Sunt valuri. Puțin spus. Op. Ne-am urcat în bărcuța asta ca niște sardine, toți 52 și 56. Și acum o să mergem în sfârșit pe insula minunată de care am tot vorbit, care apare în titlu, nu știu. Este singura insulă pe care coborâm și avem 40 de minute din momentul în care ajungem acolo. Dacă întârziem, trebuie să plătim 300 de bați, aparent. Explorăm în continuare. Am ajuns pe insulă într-un final. Ne-a spus să nu plătim intrare, cred că o plătesc ei pentru noi. Este parc național aici, nu se poate ridica drona și de obicei la parcurile lor naționale se plătește o taxă de intrare. Unde ne-au lăsat bărcuțele sunt tarabe cu tot felul de chestii. Ce am văzut aici mi-a plăcut este o mini gentuță care e atâtica din o scoică de sidef. Foarte frumoasă, chiar e frumoasă. Îmi place super mult, vă încape aproximativ un ac în ea. Și e foarte grea, foarte mișto. O să trecem pe partea cealaltă a insulei, pentru că tânca aceea care se numește James Bond Island a făcut parte la un moment dat din insula asta. Între timp a crescut nivelul apei și a devenit ea însăși o insulă și se vede de pe partea cealaltă a insulei pe care suntem noi acum. Insula James Bond a fost făcută populară de filmul din seria James Bond numit Pistolul de Aur, care a apărut în anul 1974. Stânca are 20 de metri înălțime și 4 metri diametru la bază și, așa cum vă ziceam și mai devreme, a fost la un moment dat lipită de insula principală. Acum, din cauza că a tot crescut nivelul mării, s-a micșorat foarte mult și plaja și s-a despărțit și insula aceea de insula asta. Se urcă pe undeva prin partea stângă față de semnul care marchează faptul că aceasta este insula James Bond și pe scările acelea puteți să coborâți în partea cealaltă a insulei. Acum se vede că este high tide, este apa mai mare decât ar trebui și plaja aceasta de aici este ușor inundată sau, mă rog, o bună parte din ea e inundată, e mult mai îngustă decât e de obicei. Dar se poate trece de aici până în partea cealaltă, nu știu ce acolo, cred că este un fel de beach bar sau ceva similar cu asta. Am văzut că sunt destul de multe bărcuțe care rămân acolo, dar noi trebuie să ocolim pentru că plaja de pe care am plecat noi este dincolo de stâncă, este un pic mai departe de atât, iar apa pe acolo este destul de adâncă, nu putem să trecem pe aici. Dar să ne întoarcem, cred că am vrea să facem o baie în mare pentru că este extrem de cald și Dixi deja este transpirat, este plajcă. Practic cam asta este toată chestia și aici în stânga este efectiv insulița, parte din insulița. Ne-am mai fost aici acum 5 ani, dar mi-aminteam că era un pic mai mare insula. Cel puțin plaja era mult mai lată. Acum, nu știu cât este de high tide și cât s-a mai dus din ea în timp, dar este mult, mult mai îngustă. O să vedeți și voi acum, cred că au rămas vreo 2 metri de plajă, 2 metri lățime așa de plajă. Foarte, foarte ciudat. La intrare pe insulă este și pancarta unde e reprezentată, sau mă rog, e o poză cu scena din film care a fost filmat aici, iar ăsta este semnul de care vă povesteam mai devreme, iar în stânga lui sunt treptele pe care am urcat noi ca să ajungem în partea cealaltă a insulei. O să rămânem aici. Se vede că e high tide, că uite, plantele sunt în apă complet, dar aceea este plaja cu care am mai rămas acum. O să mergem să ne scaldăm puțin, să ne băgăm picioarele în apă, este foarte cald și nu mai putem. Și n-am avut nici măcar ocazia astăzi să facem baie în mare. Nu v-am arătat partea asta a insulei, imediat cum ne-am dat jos din barcă, în partea stângă. Este o bucată din stâncă, din ce a fost-o la un moment dat, stânca asta de aici, care a căzut, efectiv s-a desprins și a căzut și a format un fel de grotă în care poți să intri acum acolo. Zona asta se numește Cao Pincan și în traducere înseamnă dealurile care se sprijină unul pe celălalt. Destul de poetic, nu? Am ajuns la ultima oprire pe ziua de astăzi. Ne-am luat un caiac, Dixi în spate și vâslește. Ne l-au dat nouă de data asta, avem 15 minute la dispoziție. Cam așa arată zona unde ne-au lăsat să ne dăm cu
să ne plimbăm în caiac. E destul de frumoasă, tot așa, un grup de insulițe care sunt săpate pe dedesubt și au niște stalactite, așa, nu știu cum să le numesc, că nu suntem neapărat în peșteră. Niște formațiuni din acestea care curg. Acolo e o mică plajă. Și să ne plimbăm pe aici, stăm în principiu cam la umbră. Ne-am dat cu cremă, dar indexul UV este 8 astăzi. Acum, la ora 3 după amiaza, a fost 11. N-am văzut în viața mea indexul UV 11. O să stăm să ne bucurăm un pic de peisaj. Ia uitați. Șapa asta care pare aproape turcoaz, dar nu e. Uite, pare foarte murdară. Sau mă rog, nu murdară, ci tulbure. Credem că e din cauza faptului că este high tide. We won't ever come down. We won't ever come down low. Feeling the sun on my face in Hawaii. Gata și turul ăsta a fost cel puțin mediocru, dar eu m-am bucurat foarte mult de vreme de caiacul. Și vreau să întreb și pe Iulia ce părere are. S-a putea și mai bine. Compania pe care am avut-o noi pe barcă a fost îndoielnică, să zic așa. Am prins niște grupuri din niște țări pe care nu vreau să le numesc pe lângă noi. Foarte needucați din toate punctele de vedere. Gen, n-am văzut de mult. N-am mai interacționat de mult cu persoane atât de needucate. Dar asta este. E un tur pentru toată lumea, nu? Da, o să revenim cu lucruri pro și contra între bărcuța mare și bărcuța mică. Între speedboat. Adică asta de 50 de persoane și speedboat, care cred că e undeva la 20 de persoane, ceva de genul ăsta. Și yours, CNA. Ok. Și cam asta este. This one for CNN? În... Ok. Trebuie să ne urcăm în ăsta mic acum. Să mergem spre casă și mergem să mâncăm. Am ajuns la hotel, o să mâncăm, suntem la restaurant în momentul ăsta, ne-am luat niște pui cu ardei iute și Dixie și-a luat niște porc cu usturoi. Ne-am luat un Thai tea și un shake de pepene și o să ne auzim după ce mâncăm cu impresiile legate de turul. Am uitat să filmăm încheierea pentru vlogul ăsta, ne-am adus aminte astăzi când am editat din el și am zis să vă spunem totuși părerile noastre legate de tur, pentru că v-am promis că o să revenim cu ele și să nu rămânem datori. Pentru mine, personal, turul ăsta n-a fost unul dintre cele mai reușite pe care le-am avut, pentru simplu fapt că oamenii cu care am fost au fost jumate ruși și jumate indieni și oamenii din India s-au înșirat pe toate băncile și ne-au tot înghesuit până ne-au dat la o parte complet. Adică 6 oameni au pat un sfert de barcă în care eram 56 de persoane. A fost incredibil. Foarte gălăgioși și foarte greu de ținut în frâu grupul cu totul. Pierdeam foarte mult timp peste tot. Faptul că ne dădeau caiace sau paddleboard-ul sau mai știu eu ce și trebuia să stăm la rând, mergeam în grupuri, am pierdut o grămadă de timp, chestii care pe mine mie mi-a lăsat un gust amar din punctul ăsta de vedere al organizării, să zic. Plus că fiind foarte mult oameni pe barcă, am stat foarte mult timp în soare. La un moment dat ne pusesem prosopul în cap pentru că nu mai puteam de la căldură, ne era teamă că ne ardem de la soare. Per total, este o chestie pe care n-am mai face. Dacă am alege alt tur, probabil că am merge spre o barcă mai mică sau un grup mai mic, poate chiar un tur privat acolo, decât să mergem cu atât de mulți oameni. Că diferența de preț nu era notabilă. Per total au fost foarte multe ture de caiac pe care noi nu le-am făcut acum 5 ani când am fost în același tur și chestia asta a fost destul de drăguță, dar cumva din nou, fiind mai multe grupuri, am fost presați de timp, n-am putut să stăm mult, stăm maxim 15 minute, un pic pe fugă și în peșteri și peste tot pe unde am fost, a fost destul de grăbit. Simțeai că ești presat de timp în continuu, a fost neplăcut din punctul ăsta de vedere. Dar insulele merită, dacă găsiți ceva mai o opțiune mai bună decât am găsit noi, vi-l recomandăm, este foarte frumos. Eu sunt oarecum de acord cu Iulia, dar nu până la capăt. Vreau să vă zic puțin diferențele pentru mine între speedboat și bărcuța mare. Pe speedboat, într-adevăr, merge mai repede, dar este foarte, foarte multă gălăgie. Este destul de greu să te miști de colo-colo atunci când este full barca. Noi am avut, de exemplu, turul de acum câteva zile cu 6 persoane, care a fost super ok prin speedboat, dar am avut și cu 26 și a fost un pic haos, a trebuit să stăm în spate. Când vine vorba de soare, mi se pare cam la fel în ambele părți.
Dar pe Bărcuța Mare, dacă vrei să ți-e mult mai ușor să faci filmări când mergi, ți-e mult mai ușor să nu știu, trebuie să-ți iei ceva de băut sau să iei o pauză în spatele bărcii, lucruri de genul ăsta. Într-adevăr, grupul pe care l-am prins noi nu a fost cel mai fericit, așa că asta a fost. Per total, da, într-adevăr, insulele merită, dar dacă vreți să alegeți ceva mai bun, așteptați tururile viitoare pentru că o să avem ceva mai frumos pentru voi. Și acestea fiind spuse, noi o să închidem vlogul aici. O să vă rugăm să ne lăsați în comentarii, să vă spuneți părerea voastră despre acest vlog, pentru că pe noi ne ajută foarte mult. Lăsați-ne un like, subscribe ca de obicei pentru că este gratis. Noi ne vedem în vlogul următor, aveți grijă de voi, v-am pupat, pa!